Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Neața, la toată lumea, o nouă săptămână cât mai bună de aici, de la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct. O săptămână cât mai bună, la noi în țară se vorbește foarte mult despre coronavirus și despre bătălia politică dintre partide. Așa, în subsidiar, lumea nu-și dă seama că în aceste zile se discută viitorul Europei și într-un fel chiar și al lumii la Bruxelles, atâta timp cât considerăm că Europa Unită este încă un motor pentru dezvoltarea lumii. Tot în subsidiar, lumea nu prea realizează că acolo sunt dispute extrem de dure, extrem de dure, pe bani și pe influență. Pe bani și pe influență. Ba mai mult, la noi se fac glume în legătură cu servieta președintelui. Mă rog, în condițiile în care ar fi trebuit să existe un efort concertat al întregii clase politice de sprijinire a echipei de negociatori de la Bruxelles, care ar trebui să aducă pentru România bani cât mai mulți în granturi și cât mai puțin ca împrumuturi. Și împrumuturile sunt bune în condițiile în care oricum ne împrumutăm, dar granturile să fie obținute pentru dezvoltarea infrastructurii. Ar fi soluția pentru multe lucruri în România din acest punct de vedere. Deci, acolo acum se joacă soarta Europei. Unii lideri vor mai puțin bani sau mai puține granturi. Liderii mari, Germania, Franța, care, Italia, Spania, care propun anumite căi de dezvoltare, sunt blocați și ei de țările mai micuțe, dar care nu au probleme financiare atât de mari. Lucrurile sunt extrem de complicate. Și în această perioadă, în România, noi discutăm despre alegeri. Săptămâna trecută, toată săptămâna, am avut șef de partide din Neamț, care au venit aici în emisiune. Cred că a fost un efort destul de mare și pentru noi și pentru ei. Am început cu Mugur Cosmanciuc, am continuat după aceea cu Iulian Bulai. A venit și Ionel Arsene, prima emisiune în direct după foarte mulți, mulți, mulți ani. Emisiune în direct, aici, la Mesagerul. A urmat Liviu Harbuz, a urmat Iona Saftei și periplul nostru printre partide continuă astăzi cu Bogdan Gavrilescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, Neamț. Bine ați venit în emisiune, domnul Gavrilescu. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitația făcută. Săptămâna trecută nu am putut să găsim împreună o zi. De-aia am venit astăzi, dar știți cum e? Cei din urmă vor fi cei din tâi. E adevărat, sau vreți să fie dar adevărat. Trebuie să dar vreți să fie adevărat. Trebuie să așteptăm să vedem dacă într-adevăr se confirmă aceste spuse din trecut. Eu mă bucur că ați făcut acest periplu printre președinții de organizații din județ, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă cu adevărat ceea ce își doresc partidele. Și eu zic că președinții partidelor politice reprezintă vocea din teritoriu și din județ. Crema, ca să spunem așa, de pe nu dor. Crema. La Partidul Mișcarea Populară eu am încercat să construiesc o familie, să construiesc o echipă, pentru că
Puterea PMP-ului este în echipă, în gașca frumoasă creată acolo. Oameni tineri, oameni care își doresc schimbare, oameni care doresc să facă câte ceva în județ și în municipiul Piatra Neamț. La fel cum am venit eu în 2016 din mediul privat și mi-am dorit schimbarea, așa doresc ca cei noi, cei tineri din Partidul Mișcarea Populară să continue schimbările începute de noi în 2016. În 2016 speram să răstorn ulciorul cu totul, să schimbă... Ulciorul cu lapte. Dar nu am, eram conștient că nu se poate în totalitate face o schimbare, dar spuneam atunci că ar fi extraordinar de bine să reușesc să fac măcar o schimbare de 5-10%. Nu știu dacă am reușit 10%, dar cel puțin 5% sau peste am reușit să schimbăm. Și acest lucru se face, îl dovedește proiectele care, pe care le-am promovat în această perioadă, schimbările în cadrul primăriei, schimbările în municipiul Piatra Neamț, investiții aduse, investiții făcute cu primăria, cu fonduri de la guvern, cu fonduri externe, cu participarea societăților din cadrul UAT-ului. Deci schimbări sunt. Eu mă bucur și mă bucur că am alături de mine o echipă care îmi dă speranță și încredere în viitor. Haideți un pic să vorbim și despre echipă, dar înainte de asta nu pot să nu remarc faptul că dintr-un anumit punct de vedere, respectând zonele, aveți o poziție asemănătoare la discurs când e vorba de realizări cu cea liderului de la ALDE, care a spus așa: tot ce s-a realizat în cadrul Consiliului Județean Investiții s-a realizat și cu votul nostru. Deci, și cu munca noastră. Și cu munca noastră. Și el a mai spus și o chestie, de fapt eu am spus-o, el a preluat-o, că cel mai bun agent electoral pentru ALDE pare să fie Ionel Arsene. Dacă ne raportăm la primăria Piatra Neamț, voturile celor de la PMP, nu mai punem faptul că ați fost viceprimar acolo, voturile celor de la PMP de multe ori au fost decisive. Sau de cele mai multe. De cele mai multe ori, da. În ambele perioade. În ambele perioade ale mandatului. De... Așa este. Da. Haideți să vorbim un pic despre echipă. Ce s-a schimbat? Dați-mi voie să fac și o completare la ceea ce a afirmat, ziceți dumneavoastră, domnul Saftei, și o spun și eu. Să știți că, în principiu, în Consiliul Județean și în Primăria Piatra Neamț, președintele de Consiliul Județean și primarul ar trebui să fie, în primul rând, focusați și interesați să aducă bani. Partea de administrare și partea de bună organizare în cadrul instituțiilor și în cadrul OAT-urilor trebuie să fie la viceprimar și vicepreședinți de Consiliul Județean. Eu vă spun că așa ar trebui să se întâmple, pentru că primarul este ordonatorul de credite, este omul care mânuiește banul OAT-ului, iar vicepreședinții și viceprimarii trebuie să organizeze și să drămuiască bine banul OAT-ului respectiv. Pe partea de promovare și candidați, echipă, ceea ce vă pot spune că Partidul Mișcarea Populară vrea și va scoate liste tinere, liste foarte
Este tinere în sensul că oameni tineri. Oameni tineri, sigur. Oameni tineri. Sper ca echipa, ca media de vârstă a echipei de la Consiliul Județean să fie undeva la 43-45 de ani, iar media de vârstă de la primăria Piatra Neamț să fie undeva între 40-43 de ani. Așa cum este creionată. Partidul Mișcarea Populară, Piatra Neamț, Neamț și celelalte OAT-uri nu a finalizat listele și nici nu ne grăbim să finalizăm listele, pentru că noi spunem așa, întâi muncim și după aceea culegem și roadele. Avem în fața noastră o precampanie, avem în fața noastră o campanie, chiar legate două campanii, pentru că imediat după alegerile locale vor veni și alegerile parlamentare. Deci acești oameni care vor să candideze pe listele Partidului Mișcarea Populară trebuie să fie oameni devotați și devotați nu atât partidului, cât cetățenilor pe care îi va reprezenta. De asta am spus-o că la Piatra Neamț, lista oamenilor care își doresc să candideze pe listele Partidului Mișcarea Populară la alegerile din 2020, astăzi cuprinde o listă, un număr de 48 de oameni. Deci oameni care doresc și muncesc alături de echipă și fac parte din echipă. Dar alături de aceste echipe avem niște candidați. Lista este lungă. În județul Neamț sunt 83 de OAT-uri, sunt un număr foarte mare de consilieri, dar aș vrea să precizez, pentru că tot discutam de echipă, de candidații Partidului Mișcarea Populară în orașele județului Neamț. Adică vreți să ne spuneți că aveți liste complete la primar, probabil, în toate orașele? Da. Adică avem și nume? Da. În afară de Piatra Neamț, unde o să discutăm separat, știu că... La Piatra Neamț e cea mai grea situație. De asta discutăm separat. Haideți să vedem. Roman, aveți om? Da, este colegul nostru Sorin Cazan. La Târgu Neamț este Nicu Preda. Nicu Preda este fostul polițist, nu? Da, da. Așa. La Bicaz este domnul Apostolescu, Dumitru Apostolescu, iar la Roznov este Bogdan Branșe. Sunt oameni care de mai bine de un an de zile au demonstrat că sunt alături de Partidul Mișcarea Populară și alături de această echipă. Nu neg faptul că au fost solicitări, încercări din partea altor partide de a fura, de a destabiliza Partidul Mișcarea Populară, de a încerca să-i convingă să nu mai candideze pe listele acestui partid. Să-i transfere. Corect. Este o perioadă de transferuri în politica din Neamț și din România, dar eu sper din tot sufletul ca oamenii să înțeleagă că nu mai merge cu aceste transferuri. Mi-aș dori din tot sufletul ca în momentul când ai intrat într-o echipă, într-un partid politic, să ai puterea să duci până la bun sfârșit standardul acelui partid politic. Indiferent dacă ești în opoziție sau la putere. Pentru că dacă umblăm numai după partidele care sunt la putere, încrederea oamenilor ar avea de suferit. De ce tot timpul să căutăm să ne fie bine nouă politicienilor? Hai să căutăm... Păi pentru că asta e rațiunea, din câte am înțeles eu. La alții, da. Eu îți vă zic că generația nouă de politicieni, oamenii noi care vor să intre în politică, eu vă spun că nu mai văd lucrurile la fel. Uite, vă pun o întrebare, vă adresez o întrebare acum, care sunt sigur că
așteaptă foarte multă lume și nimeni probabil nu vrea să vorbească acum în campanie electorală. Spuneți așa, noi vrem să fim o altă generație în politică, să nu fim alături doar de partidele de la putere. Da. 2016. Alegeri, PMP-ul face o figură relativ frumoasă și se ajunge la situația. Piatra Neamțu, în care oricum dumneavoastră erați, cum se cheamă, fără dumneavoastră nu se putea închide ușa. Balamaua politicii din Piatra Neamțu. Așa. Și din Neamț. Și lucrurile erau destul de clare. Puteați pe Piatra Neamțu să obțineți ceea ce vă doreați, practic. Și a intervenit povestea de la Consiliul Județean. Da. Și s-a ajuns la un fel de struțocămilă. Țineți minte. Știu, da. Bun. Acum, struțocămila aceea a devenit doar struț sau doar cămilă mai târziu, când ați făcut alianța aceea pe care mulți o consideră firească cu PNL-ul. Să înțeleg că din acel moment s-au schimbat lucrurile în PMP sau și nu mai mergeți neapărat cu puterea? Pentru că este o chestiune care trebuie discutată. Mai ales că acum fostul președinte, Laurențiu Dulamă, este cel fără de care nu se închide ușa la vot în Consiliul Județean. Și nu mai prea votează cu celălalt coleg de la PMP. Cu Cristi Ungureanu. Deci, haideți să explicați un pic, că poate acum, uite, chiar sunteți întrebat, acum văd pe... Bun, vreau să deosebesc lucrurile. Unu, păi asta e foarte... Unu, discutam mai devreme de acei politicieni care iau la rând toate partidele politice. Dom'le, dacă cred în idealul unui partid, oare este la fel să mă duc, cred și în idealul celuilalt partid. Partea de înțelegeri, alianțe între partidele politice, eu vă spun că scopul este acela de a realiza lucruri în Piatra Neamț și în Județul Neamț. Dacă PSD-ul vine în Consiliul Local cu un proiect foarte bun, mi se pare o aberație ca celelalte partide politice să nu-l susțină pentru că este venit din partea PSD-ului. Este corect ca aserțiune. Este corect. Deci, despre asta discutăm. Că la momentul respectiv, Partidul Mișcarea Populară a făcut o înțelegere, o majoritate cu PSD-ul, a făcut-o pentru a putea schimba lucruri, de a avea posibilitatea să schimbe lucruri în Consiliul Județean și Consiliul Local. La vremea respectivă am fost și astăzi sunt un om de dreapta, un om care nu se regăsește în partea stângă. Dacă vă aduceți bine aminte, știți foarte bine că am fost chiar cu un vot, la un vot în Consiliul Local, împotriva partidului meu. Deci am considerat că împotriva PMP... partidului sau împotriva ceea ce cerea partidul în acel moment? Nu cerea partidul. Împotriva deciziei luate în cadrul biroului local PMP Piatra Neamț. De asta vă întreb, pentru că aceste lucruri trebuie lămurite. Trebuie lămurite și cred că în PMP, în Partidul Mișcarea Populară, astăzi sunt oameni care nu vor și nu pot să accepte să li se pună pumnul în gură și să se facă altfel decât cum ar fi corect și normal să voteze Partidul Mișcarea Populară. Nu întotdeauna reușim să obținem, să realizăm tot ceea ce ne propunem. Dar eu mă bucur din tot sufletul că ușor, ușor,
proiectele Partidului Mișcarea Populară se pun pe hârtie și se finalizează. Vă dau un exemplu. Săptămâna trecută chiar discutam în cadrul primăriei Piatra Neamț de un proiect pe care îl susțin și l-am promovat de 3 ani de zile. Știți că am venit cu foarte multe proiecte de fluidizare de trafic. Cu acel giratoriu din intrarea dinspre Bacău, Dumbravei cu General Dăscălescu. Este o zonă industrială cu trafic foarte mare de mașini. Am propus acel giratoriu de acum 3 ani. Mă bucur că săptămâna trecută am ajuns de comun acord în cadrul instituției primăriei Piatra Neamț că este o prioritate pentru municipiul Piatra. Întrebare. De ce Dumnezeu trebuia să ajungeți la un acord, la un lucru atât de evident? Deci, Dumnezeu, este o chestie... Domnul Bălănescu, eu vă spun că... Că nici măcar nu era vorba de foarte mulți bani. Nu este vorba de foarte mulți bani. E mai mult deranjul decât cheltuială. Deranjul de a gândi, deranjul de a acționa. Gândirea era făcută, proiectul era făcut, era pe hârtie. Deranjul pentru că acolo sunt câteva lucrări mai ample, pentru că trece prin intersecție, trece o linie de medie tensiune. Așa. Sunt demutat vreo 3 stâlpi. Care oricum nu mai funcționează, că troleibuzul nu mai are. Avem și linie de electrică. Avem pe și el. Okay. Deci, dar sunt lucruri realizabile, lucruri care se pot face și într-un timp relativ scurt. Asta spun. Nu este numai o facilitate pentru societățile din acea zonă. Deși și numai asta era important. Era suficient atât. Deci, și era asta. Suficient. Dar pe acel tronson de drum se dezvoltă viteze foarte mari. Era o liniștire a traficului înainte de a intra în municipiul Piatra Neamț. Era o zonă în care era necesară acest giratoriu. De ce? Uitați-vă ce s-a întâmplat la Dumbrava și Săvinești cu acele separatoare de sens. Eu am venit și am spus: domnilor, aveți o problemă. Întâi gândiți niște giratorii și după aceea puneți separatoarele de sens. Dar de ce să nu dăm niște separatoare jos? Că salți bani, altă distracție. Nu. De ce să nu folosim niște separatoare care alții nu le mai folosesc? Hai că am găsit... Și așa, și așa. Domnul Bălănescu, eu zic că este util, dar haideți să facem lucrurile cu cap. Lucrurile să le facem în firescul lor. Revin. S-a hotărât să facă giratoriu acolo. Da, am semnat săptămâna trecută. Asta este o știre. Știți, de asta insist. Este o știre. Pentru mine știrea era acum 3 ani dacă se întâmpla. Pentru cei care lucrează acolo era o necesitate de acum 3 ani. Știu oamenii, reprezentații acelor instituții care lucrau acolo, știu că am fost în teren de câteva ori. Bun. S-a dat drumul la certificatul de urbanism. Săptămâna aceasta se încep strângerea de avize de la toate instituțiile care trebuie. Da. E.ON, cum s-ar mai chema E.ON, acum, Telecom, Transgaz, da, sau Gaz. Toți care ori mai fi acum. Toți care au... Asta este o veste bună. Acum, am înțeles. Haideți să ne întoarcem la Piatra Neamț. Am văzut cine candidează în acolo oraș. Acolo e tot Piatra Neamț. Bun, ne întoarcem la Piatra Neamț, la primărie. Da. Eu spuneam că singura problemă la oraș este nominalizarea la primăria Piatra Neamț. Dumneavoastră sunteți nominalizat la primăria Piatra Neamț. Făcând o glumă. Mai sunt șanse în vreun fel să transferați un nume important la PMP care să candideze, gen Dragoș Chitic? Ca să întreb direct.
Bun, haideți să vă spun în felul următor. Dragoș Chitic a fost membru PMP până cu 6 luni înainte de alegerile din 2016. Astăzi, din știința mea, Dragoș Chitic este membru PNL. Eu știu că este autosuspendat. Nu, este autosuspendat din cadrul biroului. Nu și-a dat demisia din cadrul partidului. Deci este membru PNL. Eu așa știu. Dacă greșesc, aș dori cineva să mă... Îmi... Și eu aș dori să ne lămurească cineva. Să de la ne lămurească. Dar chiar pe chat ne poate lămuri cineva, da. Că toți sunt destui. Eu ceea ce știu, știu că Dragoș Chitic și-a... s-a autosuspendat și a dat demisia din funcția de președinte al PNL Piatra Neamț. Deci, Partidul Mișcarea Populară astăzi nu va pune să candideze pe nicio funcție la alegerile din 2020 oameni care nu fac parte din echipă. Vino, dă-ți demisia din partidul în care ești, fă o analiză, dacă vedem dacă biroul, dacă oamenii acceptă participarea și cred că este bună transferul, cum spuneați dumneavoastră, acelui om, atunci ne gândim și vedem despre ce este vorba. Ceea ce vă pot spune că astăzi, după această emisiune, plec la București și avem Consiliul Executiv Național în care validăm candidaturile pentru Consiliul Județene și orașele municipiul reședință de județ. Astăzi plec cu mandatul spre București, care l-a obținut pentru candidatura domnului Bogdan Gavrilescu. Nu știu dacă îl cunoașteți. Un membru al Partidului Mișcarea Populară. Eu îl cunosc, dar eu cunosc la fel de bine și cum se face politică în România. Știți? Da. Eu vă doresc să nu fie probleme și să rămâneți cu mandatul până la final. Acum, lăsând gluma la o parte, va conta foarte mult, va conta foarte mult poziția lui Dragoș Chitic în aceste alegeri. Corect. Și relația bună dintre dumneavoastră și Dragoș Chitic este cunoscută. Este o relație de colaborare. Eu zic că atât primarul municipiului Piatra Neamț, cât și eu, ca și viceprimar al municipiului Piatra Neamț, eu zic că am avut o colaborare bună în interesul cetățeanului. Că au fost momente când nu ne-am înțeles, când au mai apărut tensiuni, că au fost momente în care părea că facem parte trup comun. Din aceeași familie, ca să nu spun din același pat politic. Este adevărat. Eu cred că este ideal să ajungem în cadrul UAT-urilor, în cadrul conducerii primăriilor la... consens și înțelegere. Pentru că astfel pot să demara proiecte și se pot finaliza proiecte. Este dureros ca după un mandat de 4 ani, probabil vor rămâne proiecte începute și nefinalizate. Vă dau un exemplu că la proiectul acesta lucrăm în momentul ăsta, este schimbarea punctelor de colectare. Este păcat ca... Schimbarea punctelor de colectare a gunoiului. Al gunoiului, la shelter, acele sheltere. Ar fi păcat ca viitoarea echipă să nu ducă la bun sfârșit, să nu reușească să finalizeze acest proiect. Acest proiect este mai de amploare. Este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit, pentru că reprezintă camere de supraveghere, reprezintă colectare selectivă, reprezintă scăderea prețului la gunoi. Sunt multe lucruri care se pot realiza prin implementarea acestui proiect, inclusiv
La groapa de gunoi, viața o lungim, pentru că normal acel depozit ecologic trebuia închis anul viitor. El mai merge cel puțin 5-6 ani. Fără dacă nu 7-10, dacă suntem corecți cu noi, dacă suntem corecți cu mediul înconjurător, cu siguranță viața acelui depozit ecologic o putem lungi. Gândiți-vă că am reușit în 2019 să reciclăm mai bine de 50% din gunoiul care se produce în municipiul Piatra Neamț. Pot să fac o glumă? E bine când firmele se mai ceartă între ele. Corect. Pentru că corect. Cearta dintre Rosal și Bradner a făcut ca cei de la Bradner să se ambiționeze câteodată chiar prea mult, dar nu contează, e bine. Dacă s-ar ambiționa și ar dispărea și haldele alea care sunt acolo puse acum, ar fi și mai bine. Și să dea cât mai puțin gunoi celor de la Rosal, care încasau niște bani pentru gunoiul depozitat și de la operator și din altă parte. Ați spus degetul pe rană. Chiar aceste lupte între partidele politice trebuie să fie constructive. Dar aveți dreptate că tot pe partid și firmele astea. Nu, cel puțin Păi nu, dar dumneavoastră ați politizat, nu eu. Deci eu vă spun că cel puțin una o știu eu că e pe partid. Da? Da, că spuneți dumneavoastră, eu nu mă vă pot și demonstra. Sunt tânăr în politica din Neamț și din România. Eu era să spun eu ceva acum, dar sunt în emisiune și sunt în direct. Da. Deci, i-ar fi păcat ca viitorul conducerii primăriei Piatra Neamț să nu ducă la bun sfârșit acest proiect. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem un pic la politică, că de asta am făcut emisiunea de astăzi. Poziționați-vă ca partid, ca șef de partid, față de celelalte partide de pe dreapta. USR, PNL. Deci, în campania aceasta vom vedea o colaborare cu PNL-ul, indiferent cine va candida, un personaj care acum teoretic nu poate candida, domnul Dragoș Chitic, sau un alt personaj, veți sprijini, adică veți avea comunicare și colaborare cu PNL-ul, cu USR-ul în campanie? Voi avea comunicare cu siguranță cu partidele de dreapta, dar voi avea comunicare și colaborare cu toate partidele pentru lucrurile bune care trebuie făcute. Eu vorbesc strict în campanie. Bun, vreau să vă spun în felul următor. Aș vedea normal, astăzi, 20 iulie 2020, la două luni distanță de alegeri locale în municipiul Piatra Neamț, aș vedea normal ca partidele de dreapta să aleagă un singur candidat. Condiția să fie de la PMP. Nu neapărat de la PMP, dar cred că PMP-ul astăzi are cel mai viabil candidat. Adică dumneavoastră. Da, adică eu, subsemnatul. Da. Și eu sunt modest de bun. Lăsând la o parte gluma, vă rog să explicați. Deci, de ce cred acest lucru? Pentru că am experiența ultimilor 4 ani. Știu proiectele care sunt începute în cadrul primăriei Piatra Neamț. Pot duce mai departe aceste proiecte și pot coordona lucrurile să meargă într-o direcție bună. Știu, pentru că am semnat și știu proiectele pe fonduri europene care trebuie implementate. Știu acolo unde sunt probleme și știu cum le putem trece. Chiar am avut discuții cu cei de la Consiliul Județean pe un proiect european care este în parteneriat CJ-ul cu Primăria Piatra Neamț și mi-au dat dreptate că este corect să facem acele modificări, acele stații de încărcare electrice pentru transportul ecologic. De ce eu, din punctul de vedere a celorlalte partide politice, PNL-ul astăzi... Asta este altă știre. Uite, PMP-ul lansează
Candidat comun Bogdan Gavrilescu. PNL-ul astăzi nu au un candidat viabil, pentru că trebuie să vedem dacă domnul primar Dragoș Chitic poate să candideze în continuare. Din câte am înțeles, asta este marea problemă a PNL-ului, pentru că au două orașe, două candidaturi care sunt în aer. Discutăm de Roman și Piatra Neamț. Oare nu ar fi normal să alegi un candidat viabil ca candidatul respectiv să nu dea nicio șansă? Păi se vorbește, domnul Gabriel, se vorbește despre candidat comun PNL-USR. Pe dumneavoastră v-a contactat cineva pentru asemenea? Nu, nu ne-au contactat, iar ca și membrul al Consiliului Executiv Național PMP, vă spun că și la București PNL-USR discută fără PMP. Dar să nu uite PNL-ul și USR-ul că propunerea de candidat la municipiul București a fost făcută de Partidul Mișcarea Populară. Și am spus, dom'le, puneți-l pe ăsta și hai să-l susținem cu toți. A uitat. Nu-i nimic. PMP-ul are resurse să scoată un candidat viabil. Nu cred că ar fi ușor la niciun candidat, nici Gabrielei Firea, nici nimănui, să intre în bătălie domnul Traian Băsescu. Bine, ar schimba lucruri, dar datele problemei. Nu cred că ar mai, nici el nu cred că și-ar dori să câștige. Nu, nu. Și-ar dori să schimbe lucruri. Exact. Asta așa, dintr-o ambiție politică. Haideți să revenim la Piatra. USR-ul, ce experiență, cu cine vin, am văzut, nu vreau să fiu rău. Deci înțelegeți-mă, sunt un om deschis și îmi doresc din tot sufletul să găsim colaborare între partidele de dreapta. Dar văzusem pe o altă emisiune, văzusem candidatul USR-ului că vine cu un proiect care, la fel, vorbesc de prin 2016-17, vorbesc de centura ocolitoare a municipiului Piatra Neamț în regim de autostradă de 4 benzi. Dar, oameni buni, e gândire elementară. Această centură trebuie să fie în partea dreaptă, cum ne uităm Piatra Neamț, Bicaz, în partea dreaptă a orașului. Pentru că Piatra Neamțul are patru intrări. Bacău, Roman, Târgu Neamț, Bicaz. În momentul în care unim Bacău cu Bicazul printr-o centură, celelalte două intrări trebuie să fie pe partea să le putem băga în acea centură ocolitoare. Ce căutăm cu centura dincolo de malul de Bistrița? Cred că am mers prea departe în momentul ăsta. Haideți să ne întoarcem la partidele noastre, ca să nu spun altfel. Da. Deci, din câte am înțeles eu, nu există o colaborare în acest moment nu pe dreapta. Nu există absolut nicio discuție între PMP Neamț, PNL Neamț sau Piatra Neamț și USR Neamț sau Piatra Neamț. Am înțeles. Cum vă raportați la partidele de pe stânga? PSD, ALDE, Pro-România. Le tratați la fel? Sau, nu știu, cum vă raportați la ele? Păi am spus-o, o repet. PMP-ul vrea înțelegere și colaborare cu toate partidele. Chiar și cu cele din stânga. ALDE, PSD, Pro, de ce? Pentru că proiectele viitoare trebuie să... Am înțeles, dar în campanie ce faceți? O să-i lăudați pe cei de la PSD? Acolo unde... Pe cei de la acolo ALDE, unde vor face pe cei de la Pro-România? De lăudat, îi voi lăuda. Îi voi lăuda. Acolo unde nu, îi voi critica și le voi fi un semnal de alarmă pentru partidele din stânga și pentru partidele din dreapta. Mi-aș dori din tot sufletul ca această campanie să fie o campanie corectă, onestă, punctuală. Dom'le, care sunt realizările voastre? Ce veniți să propuneți voi? Hai să vedem ce propunem noi. Eu am venit și am spus întotdeauna, parteneriatul văd o administrație locală în parteneriat cu cetățeanul. Eu văd așa, aduc
toate firmele de turism le dau o coală de hârtie albă să spună, pună pe hârtie toate problemele extemporal, care le extemporal. La limba română. Da. Să pună pe hârtie problemele, le adunăm pe toate și o să vedeți că multe dintre ele coincid. Păstrăm fiecare punct și în momentul în care am ajuns la o listă de priorități, prioritizăm și punem un timp de așteptare la fiecare problemă. Omul, românul, are gradul de suportabilitate foarte mare, dar cu o condiție, să-i spui timpul, să-i spui, domnule, astea sunt problemele care le rezolv, asta este ordinea în care le rezolv și asta este intervalul de timp în care le rezolv. Pentru că sunt lucruri care se pot rezolva într-un timp foarte scurt, sunt lucruri care se pot rezolva într-un timp mai lung, poate nu ne ajungem nici mandatul de 4 ani pentru a rezolva anumite lucruri. Haideți să răspundem și unor oameni. Vă rog. Care ne întreabă așa, și chiar pe subiect. Care ar fi schimbările majore pe care le-ați face ca primar și pe care nu ați putut să le implementați în colaborarea de acum, din acest mandat, inclusiv cu Dragoș Chitic? Adică schimbări majore vorbesc. Nu că punem o stradă, o asfaltăm sau altceva. În primul rând, o administrație transparentă, cu toate proiectele vizibile, urcate pe site-ul primăriei. Cu toate avizele în cu spate. Cu tot ce se poate, ce cuprinde acel proiect, acea hotărâre. Aș vedea o prioritizare în curățenia orașului. Deci, prima dată, trebuie să avem grijă de ce avem. O curățenie exemplară, BEC, trebuie să fie în acest municipiu. Știți că am venit în 2016-17 și am spus, am readus pe buzele tuturor că uitase multă lume de acea vorbă că spuneam Piatra Neamț, perla Moldovei. Nu mai spunea nimeni. Văd că din 2016-2017, când am început să spun Piatra Neamț, perla Moldovei, văd că din ce în ce mai multă lume iar folosește. Acest Bine. Lucru îl putem realiza împreună. Toate partidele. Perlele sunt de mai multe feluri. False, originale, de... Nu, perlele false... Deci, alea de crescătorie, alea naturale. Da. Noi aici... O perlă de valoare. Cred că ne jucăm cu niște mărgici. Mărgici, nemărgici. Eu vă spun că Piatra Neamțu este un oraș frumos și trebuie să fie în continuare un oraș frumos și să avem grijă de acest oraș. Vreau ca acele construcții uitate în municipiul Piatra Neamț să fie îngrijite. Am făcut o hotărâre de Consiliul Local, iar de 2 ani de zile sesizăm persoanele, firmele care dețin proprietăți neîngrijite și le somăm. Trebuie să înțelegem că trebuie să avem grijă de bunurile noastre, de fațada, de imaginea orașului. Vreau ca prioritizarea banilor să se facă clar și transparent. Vreau ca prioritar să fie curățenia orașului și estetica orașului. Vreau să schimbăm traficul în Piatra Neamț și așa sunt proiectele europene de modernizare, de fluidizarea traficului. Este păcat ca în municipiul Piatra Neamț să facem 3 ore sau o oră dintr-un capăt în altul al municipiului. Aș dori din tot sufletul că suntem lângă un punct nu foarte roz al orașului Piatra Neamț, Piața Centrală.
Aș dori să punem în aplicare lucruri de care vorbesc din 2016. Domnul Gavrilescu, vă rog eu. Piețe ambulante în cartierele. Da, aici avem o piață ambulantă tot timpul. Deci mai ambulantă decât asta, nu știu care e. Domnul... E ca un cort din ăla cu care merg vechii rompe numiți țigani și scot afară totul și înăuntru rămâne gol. Mergeți în piață și o să găsiți o treime din piață nefuncțională și afară vinde lumea pe jos. Că dacă vă uitați pe geam, acum îmi vine să pun o cameră să vă arăt ce se întâmplă în momentul ăsta. Acolo? Domnul Bălănescu, știu foarte bine. Sunt tone de maculatură, discuții, hârtii făcute cu... Domnul Gavrilescu, eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Poate ziua mai bătut în cap. Spuneți. De 4 ani de zile, dacă nu chiar mai mult, același lucru se discută peste tot. Bă, vă rezolvați problema asta. Nu, că se opune PSD-ul, se opune interesul locotare. Nu se opune nimeni, domnul Bălănescu. Eu zic că se opune bunul simț al celor de la Urban. Scuzați-mă că o spun. Nu, se opune în primul rând, ar trebui să rezolvăm problemele constructive acestei piețe. Jumătate din această piață, dacă este nefuncțională, nu este nefuncțională din cauza Urbanului, PSD-ului, PMP-ului, PNL-ului. Este nefuncțională din cauza societății care a construit-o și a construit-o prost. Eu știu din asta, cauza, dar a fost preluată. Nu a fost preluată, domnul Bălănescu. Piața centrală este în sub urmărirea CNI-ului. Vai de mine, acum vă spun pe ecran procesul verbal de recepție. Domnul Bălănescu, 5 ani de zile... Știu, este în garanție. Este în garanție și lucrurile ar trebui rezolvate. Primăria Piatra Neamț cum ar putea interveni să corecteze lucrurile? Vă dau exemplu acea terasă. Acea terasă care sunt infiltrații de desubt, sunt spații comerciale care nu pot fi utilizate. Bun. Au trecut 4 ani. Băi, oameni buni, cât de greu era, da, să se deschidă, nu știu, până și un proces. Sunt dați în judecată. Bun, și de 4 ani? Da. Asta e legislația în România, domnul Bălănescu. Păi avem spațiul acela care trebuie să fie acolo, nu știu, un fast food. E imens spațiu. Care vă spun, acel spațiu este solicitat de o farmacie, am impresia, nu știu exact. Și de 2 ani de zile nu poate intra în spațiu pentru că este deteriorat și nu poate investi. Au venit la primăria Piatra Neamț și au zis, domnilor, lăsați-mă să rezolv eu problema deasupra. Nu putem, dacă faci investiții, eu nu pot să-mi asum investițiile făcute acolo. Da, eu cred că se poate. Eu cred că se poate. Problema este alta. Haideți că intrăm așa cum se poate ca dintr-un loc în care trebuiau să vândă pește. Acum vine în fiecare dimineață un popă și botează câte un porc și câte o vită și câte o găină pusă pe grătar și le spune, aleluia, te botez pe tine pește. Deci te botez pe tine pește. Culmea e că e într-o zonă cu animale. Alături e mâncare pentru mâțe. Știți? Deci acolo e pește, carnea de porc ca pește, alături e mâncare pentru mâțe, că mâța e un animal tradițional la Urban. Domn Bălănescu, vreți să mergem într-o dimineață, facem emisiunea prin piață? Facem cu mare drag. Dar haideți să ne întoarcem la politică. Am multe întrebări. Ce părere aveți despre cele 4 firme care câștigă aproape în permanență toate licitațiile organizate de Primăria Piatra Neamț? De ce sunt firme care nu sunt interesate în a colabora cu primăria? Nu știu la care firme se referă. Adică știu la care firme se referă, dar nu cred că nu asta știți. Eu cred că în Primăria Piatra Neamț astăzi măcar am reușit ceva. Să folosim firme din municipiul Piatra Neamț, din județul Neamț. Să nu mai aducem... Dixit Ionel Arsene. Dixit Ionel Arsene. Asta a spus și el. Așa. Mai departe.
Vorbiți despre transparentizare, sunteți viceprimar, ați întâmpinat o opoziție în acest sens din partea celorlalți din primărie cu transparentizarea în cei 4 ani de mandat? Nu am găsit oponență că nu ar vrea, dar nu s-a făcut, nu s-au pus lucrurile în practică în intervalul care mi l-aș dori eu de timp. Mai sunt multe de lucrat. Există transparență, dar nu este până la ultima virgulă. Vă spun eu că există atâta timp cât există un compartiment acolo care e interesat să dea lucrurile transparent și o parte să le mascheze. Să știți că nu întotdeauna, apropo, telespectatori, chestia cu transparența ține de primar și viceprimari. Sunt alții care știu cum să facă lucrurile în așa fel încât să dea numai ce trebuie. Domnul altă Bălănescu, întrebare. Există lucruri, știți vorba aia din bătrân, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Sunt deschis. Și cât sfinți sunt în primăria Piatra Neamț? Din păcate, da. Din păcate, cât da. Cât sfinți sunt astăzi? Apropo, astăzi la mulți ani tuturor cu numele de Ilie, da? Da? Ilie, da. Ileana, ce chiar zi? Trebuia să încep. Așa, da, și eu mi-am să apropo de sfinți. Apropo de sfinți. Cred că aici e un coleg de presă, dacă nu mă înșel eu. Lifturile de la turn. Lifturile că funcționează. Funcționează acum? Da, funcționează. Îs verificate vineri, am trimis. Și acum funcționează? Acum funcționează. Rog să merg până la. Dacă nu funcționează, sun în direct. Și mă sun de acolo. Mă sun de acolo, să vedem dacă funcționează. Chiar vă rog. Vineri am acum verificat, lifturile funcționau. Vreau să văd dacă funcționează. Așa, domnul altă întrebare. Sunt 2 săptămâni de când tot într-o emisiune. Pe de asta am zis că probabil cu un coleg de presă. Da, tot într-o emisiune mi-am luat-o că nu funcționau. Deci vineri rog, înainte de weekend chiar am verificat, am trimis pe cineva și mi s-a spus că funcționează lifturile. Bun. Ce șanse credeți că are domnul Sauciuc în fața domnului Arsene? PMP-ul nu este o forță politică, dar cred este, că... Este un partid politic, deci este o forță. Este un partid mai mare politic, sau mai mică? Un partid mai mic. Așa. Dar nici partid de buzunar nu suntem. Suntem un partid care am crescut frumos și ne batem cu onestitate la funcțiile care le avem în județ. Știți cum se spune cu partidul de buzunar? Să fie buzunarul suficient de mare să intre și portofelul. Dacă nu, degeaba ești partid de buzunar. Noi nu mai încăpem în nicio variantă. Deci nu mai suntem partid de buzunar. Suntem un partid. Eu zic că astăzi PMP-ul este a treia forță politică în județul Neamț. Da. Mergem mai departe. Ci că nu a funcționat liftul niciodată. Am filmat aseară și nu funcționa. Ne convingem imediat, dacă e așa. Vă puteți suna, eu n-am nicio problemă. Deci îmi dați voie să sun. Eu n-am nicio problemă, până atunci mai citesc din ce spune lumea. Doamna Oana a dat într-o audiență pe Facebook, i-a semnalat domnului Chitic lipsa transparenței. Iar dânsul mi-a replicat mirat că există transparență. Cum? Ședințele ce le se transmit online? Dumneavoastră vorbiți. Hotărârile sunt publicate pe site. Cred că avem o înțelegere diferită a conceptului de transparență. Și eu cred, doamna Oana, că este o înțelegere total greșită a conceptului Neața, de transparență. Domnul... Lăsăm vreau pe domnul primar. Și eu să domnul mă viceprimar. Sunați, dar acum, foarte repede, sunt într-o emisiune, să-mi spuneți dacă lifturile în momentul ăsta și în weekend au funcționat. Lifturile de la Curtea Domnească. Puneți-l pe speaker, domnul primar. Am înțeles. Bine. Deci, probabil că răspunsul este ele funcționează, dar nu le-am dat drumul. Da. Bine, mulțumesc. Bună ziua.
Ele funcționează când ai nevoie de ele. Da, vineri funcționari le-au oprit, le-au scos tensiunea pentru că se adună apă în subsol, nu știu, o explicație. Mă voi ocupa să... Deci sunați-l, vă rog, pe colegul care a plecat acolo să întoarcă, să nu mai meargă, pentru că va găsi doar apă în subsol. Deci asta e, asta da, e situația. Vedeți? Aici este dar adevărul. Ce mă doare cel mai tare este că nu suntem informați. Domnule, în momentul în care iei o decizie peste capul conducerii primăriei... Apropo de îngerii din primărie. Da. Dureros. Eu aș vrea să facem odată o emisiune, să fie și domnul Chitic aici, și dumneavoastră și doamna Vârlan, și să vorbim așa. Care sunt oamenii din primărie care pun bețe în roate executivului? Care sunt oamenii din primărie care conduc primăria indiferent de ce vrea executivul. Și eu pot să vă spun care sunt acei oameni dacă vin toți trei sunteți toți trei colegi în emisiune. Asta... Cu mare drag, mi-ar face mare plăcere. Și cu aceste probleme așa putem rezolva. Împreună... Eu l-aș da afară pe ăla care... Care a luat care decizia. Vă... Da. Deci dacă dumneavoastră v-au spus că nu funcționează și acum primesc deci, o groază vineri, de mesaje vineri, care îmi spun că n-au funcționat, că am făcut poze. Atunci sunt mințit. Ăla ar trebui trimis acasă. Da, da. În secunda 2. Pus la vreau dispoziție. Să vă spun că săptămâna trecută chiar am discutat cu primarul Dragoș Chitic această problemă. Și a zis, Bogdan, funcționează sau nu funcționează? Zic, hai să trimitem om. Și am trimis polițistul de jos din primărie, domnule, du-te și vezi. Șeful funcționează amândouă lifturi. Asta vineri. Vineri. Da. Și uitați ce se întâmplă azi. Nu este normal. Revenim la, pe final la emisiune, mai avem 3 minute. Deci am defășit, de fapt. Dar acum fac chestia asta cu piața și cu liftul, am scos-o din contextul emisiunii. Mergeți la București. Da. Să validați listele. La nivel de județ... Candidaturile. La nivel de județ, cam câte UAT-uri aveți cu liste complete? Din cele 83, cam 65% sunt liste clare, stabile, cu candidați viabili pentru UAT-urile respective. Și restul mai discutați, mai... Mai sunt discuții pentru că vreau să alegem variantele cele mai bune. Nu neg faptul că undeva un 5-10 UAT-uri nu cred că vom avea candidat la primărie. Și dar acolo, liste vom acolo avea. Veți merge măcar în acele localități în colaborare cu altcineva să susține. Dacă vor exista solicitări, dacă voi identifica un candidat, indiferent de la ce partid, că este cu șanse reale, un candidat care este reprezintă cu adevărat cetățenii din zonă, cu siguranță vom susține candidații comuni. Dar doar în UAT-urile în care nu am identificat în rândurile noastre un candidat bun. Domnul Gavrilescu, știu că aveți un program greu astăzi, trebuie să ajungeți prin județ, după aceea la ora 3 trebuie să fiți la București. Plec într-o organizație în județ pentru că am promis și trebuie să mă văd cu oamenii de acolo, iar la ora 16 începe ședința Consiliului Executiv Național. Deci probabil să fiu că săptămâna viitoare sau când veți avea date certe cu privire la ce se discută în ședință noutăți, ne vom mai întâlni odată să discutăm aceste lucruri. Sigur, eu mi-aș dori să facem o obișnuință. Mi-aș dori ca în emisiune să chiar să intervină președintele onorific Traian Băsescu, mi-aș dori să intervină în emisiune Eugen Tomac, președintele partidului, pentru că sunt oameni care au câte ceva de spus, nu au avem experiență nicio problemă, politică. Să știți că în general noi telefonul funcționează, chiar și Skype-ul funcționează. Dacă nu le trimitem noi un link ca să poată intra în direct de pe telefon pe sistemul nostru. Vă garantez că veți auzi și voci ale conducerei Partidului Mișcarea Populară de la nivel național și
să auzim, auziți și din gura lor care este traiectoria acestui partid. Asta ar partid. Fi foarte interesant. Pentru și... că avem un vot în cadrul Consiliului Executiv Național, un vot pentru a merge singuri. Partidul Mișcarea Populară, chiar dacă este un partid mai mic și alții ne dau de 1-2%, am confirmat în urma ultimelor alegeri că PMP-ul este peste 6-7%. De asta, lozinca și ceea ce susținem noi, PMP Neamț, își dorește un oraș, un județ de 10+. Adică ne dorim la alegerile locale din 2020, ne dorim un procent de plus 10, de două cifre. Eu vă doresc, cum ne-am dorit tuturor, baftă. Mulțumesc tare mult. Nota 10 este bună, chiar și în politică. 10 plus este nota excelenței. Chiar și în sondaje, chiar și în rezultate. Ne oprim aici, oameni buni. A ajuns pentru astăzi politica discutată aici pe amestecată cu administrația locală. Aici rămânem încă datori, după cum vedeți, în condițiile în care, cum spuneam de mai mult timp, nu întotdeauna cei care sunt la conducere pot să și conducă atâta timp cât zicala aceea că până la conducere te mănâncă sfințișorii este încă valabilă. Cele bune, drumuri bune și mult succes. Mulțumesc, dumneavoastră... o zi minunată la telespectatori și o zi plină de petreceri, pentru că azi este la mulți ani tuturor. Petreceri din acelea care să nu pună în pericol sănătatea altora. Sigur. Chiar vă rog, oameni buni, haideți să încercăm să fim corecți față de cei din jurul nostru, nu scăpăm de acest virus atât de ușor. Haideți să fim corecți cu noi. Ne oprim aici, oameni buni. S-ar putea ca virusul la un moment dat să se uite mai atent în jurul lui, să devină foarte selectiv. Dar asta e. La revedere, cele bune! O zi minunată!